Alerta cu bombă a pus pe jar autoritățile din Drobeta Turnu Severin. Instalatorul care lucra la o gaură de canal a găsit în scara blocului o geantă suspectă. S-a speriat foarte tare, astfel că a sunat la 112 înainte de a o deschide. La fața locului au ajuns polițiști, jandarmi și ofițeri SRI care, în urma cercetărilor, au stabilit că geanta conține un dispozitiv artizanal exploziv suspect. Eu am scos, n-am umblat înăuntru pentru că era deschis. Și am scos din cămin și l-am pus până a venit poliția. Și când a venit poliția, a anunțat... E într-un rucsac, nu? Într-un rucsac, da. Dar ce e acolo? Păi dar nu se știe, dacă nici nu știu. Zona a fost încercuită, iar pe strada Migdalului circulația pietonală și rutieră a fost oprită. Văd că este deciste aici ceva, situație de asediu, de astea. Mă rog, în sfârșit, nu știu. Băi, nu poate asta să intre la firmă. Așa am înțeles și eu, dar nu știu, e bine că oamenii sunt prompți. La toți cred că nu este teamă dacă e o bombă sau... Dar nu, n-aș crede să fie bombă. Au evacuat chiar... ceva oameni sau... Nu știu, doar am văzut că este... Am rucsac acolo suspect cu un dispozitiv artizanal. N-am văzut nici rucsacul, nici... V-am spus, am lăsat mașina mai încolo și am venit și eu să văd. M-am gândit că o fi vreun mort, vreun accident, vreun... Chiar la bombă nu m-am gândit că poate să fie. Să ieșim afară un coleg suspect, să ieșim afară ca măsării preții. Da, foarte tare. Nu temeți, voi e teamă, e la dumneavoastră în bloc. Da, nu știu, efectiv nu realizăm nici acum. Și trebuie să caut așa ceva la noi. Ce-o și mă întreb, un bloc de miscaiva muncitor. E ceva. Ce și cum, nu știu, suspect, nu știu să vă spun, nu știu, chiar nu știu. Ce faceți acum? O să stau aici, ce să fac, o să stau în fața blocului. Mă să rezolvă situația, asta e. Păi, teamă? Normal că mi-e teamă, normal că de aia și coborâi. Ginerile acum venim, încă 2 minute, își trage mașinile și pleacă. În cele din urmă, de la Serviciul Român de Informații Craiova, a ajuns o echipă de geniști care a făcut verificări cu aparatura de specialitate. Dispozitivul a fost ridicat la mai bine de 3 ore de la apelul la 112. Polițiștii și ofițerii SRI au stabilit că acesta conținea praf de artificii care nu reprezenta niciun pericol de explozie.